Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Dead by Daylight. Astăzi o să facem noi ceva mai special, o să jucăm cu Killer și cineva dintre voi mi-a sugerat să mă joc cu Killerii fără puterile lor, adică un fel de challenge. Deci o să-i luăm pe toți la rând, pe care îi avem bineînțeles, adică până la Nightmare, și o să ne jucăm noi cu fiecare la rând. Și nu o să folosim puterile lor. După părerea mea, trepurul e într-un fel cel mai simplu pentru că nu folosești capcana. Eu o să pun titlul episodului, dăm noi pe Creator Lobby, o să pun titlul episodului Killer Challenge, jucăm fără puteri. Dacă voi știți exact cum se numește acest challenge, puteți să-mi scrieți un comentariu că eu habar n-am dacă are o denumire sau... De ce punem pentru capcană? Toate astea sunt pentru capcane, nu? A, păi și... N-am nevoie că nu le folosesc, știi ce zic? De puncte ceva de 100% blood points. Aici orice. Nu? Nimic? Ok, vreau să punem ceva de 75, ceva 75% blood points. O să dăm pe ready și acum Dumnezeu cu mila când începe meciul. Și a început și acest meci minunat. M-a lăsat vocea fix. Deci noi n-avem voie să folosim capcanele. Nu o să fie așa de greu, deci practic jocul un killer amărât. Deci practic în fiecare zi, într-un fel sau alt, o să fie, practic jucăm cu același killer, dar care o altă înfățișare, știi ce zic? Dwight. Bună. Una, hai să-ți lași pe a doua. Hai Dwight, hai că știu că mă vrei. Că și eu te vreau pe tine. Așa, du-te acolo, că s-ar da să fie basement-ul. What? Dwight! Da, nu te prind eu pe tine. Așa ziceam și eu. Te rog, să fie basement-ul în cabana asta, să fie basement-ul în cabana asta, să fie basement-ul în cabana asta. Și nu e basement-ul în cabana aia. Ok. Ok. Ooh, baby. Nu pot să cred. Nu voiam pe ea, voiam pe aia cu hanoracu. Boy. Ce încearcă ea să se rotească pe acolo. Bă, băiatule, bă. Tu nu știi cu cine joci aici, nu? A, nu? I'm pro player. Am Iron Grasp level 2. Hai că am ajuns. Level 3, pardon. O campez pe aia să mor eu. Hello! Bună! Da, tu, în legătură cu criligele alea. What? Uno!
S-a dus în basement. Nu cred, deci nu cred așa ceva. S-a dus în basement, dude. Dude, cum să faci așa ceva, frate? Te duci în basement. Uite, chiar o să te campezi pentru chestia asta. Dacă ai vrut acolo, rămâi, frate, în pana mea acolo. Sper că ai generator. Așa ziceam și eu. Unde s-au dus? No. N-a avut timp să iasă. Frate, n-a avut timp să iasă. A ieșit de aici. LOL. Eu nu înțeleg cum a reușit această performanță. Am fost atent. Crezi că n-am căști sau ce? Ah, ce fraier! Wow, m-am blocat în chestia aia. Frate, un killer cu puterea ca să... Nu! Din greșeală. Un killer cu puterea să poată să spargă paletele înainte să fie date jos. Wow. Ar fi destul de OP. Băi, eu vreau pe aia cu haina colorată să mor eu. Deci eu vreau pe aia cu haina colorată. Nu mai înțeleg cine sabotează până la urmă cârligile și cine nu. Eu am văzut-o pe aia, frate. Dar aici nu era ea. Ea le sabotează, că văd că și capcana a vrut să-mi o saboteze. Nici o problemă, ai părcul ăla de sabotaj? Nici o problemă.
A, uite-o. Bă, boss. Boy. Și acum o să îmi facă... No, no. Veșnicul survive. E un pic greu să joci fără... fără capcane. E destul de greu. Nu te cred, frate. Mă întreb unde... Stai că asta are decisive strike. Domnule Dwight, vrei să mori? Eu zic că vrei. Nu, deci dacă ăla are un cârlig. Te-a salvat ăla o dată, dar de câte ori? Ha? Vino încoace. Hai să mai spawnează un... Deci dacă și acum vine un... Na, boss. Unde te-ai dus, bossulică? Dwight! Vino că tu ești următorul. Dwight. Dwight. Îl vreau pe băiatul cu lanterna, îl vreau. Și încă cum. Îl vreau pe Dwight, ok? Ceilalți poate să scape. Dar nu cred că o să-l mai apuc. Nici măcar pe Dwight. Nu te cred. Ah.
Bă, măcar s-a dus aia care, măcar am omorât-o pe aia care mi-a sabotat religiile. Dar vreau și pe ăsta, frate, cum să te spawnești de fiecare dată? Ce, umblați toți în grup că erați doi survive with friends? 7, mamă, și ăla nu vrea să mai iasă. Oricum, destul de greu să-și fură capcane, adică poate mai aveam șansă să-i pun într-o capcană sau ceva, dar nu, a fost gen imposibil. În fine, cam atât a fost cu acest episod, nu uitați, like, share și subscribe. Eu am fost Sebi. Am făcut măcar pip? Minus, mamă, frate. În fine, cam atât a fost cu acest episod. Like, share, subscribe. Pe data viitoare. Sper că v-a plăcut challenge-ul. Pe data viitoare, pa, pa.